rápido. Uma das minhas filhas vai ser a prova lá e você tem matemática. Dois bichos. Três azeite. Tem uma testa. Um teste, tá? Da da três azeite. Três azeite, tá? Tá. Quanto é a letra? Dá. Deu pra pessoas? Dá. Calculați. 5 la a doua minus 4 la a doua. 9 minus 4 la a doua. Tot împărțit la 3. Făcut de împărțit la 3. Atât? Da. Hai să vedem. Mai dacă știi de Darius. 5 la a doua dă 25. Minus 16, împărțit la 3. Da. Și de, va da 9, da. Care împărțit la 3, va fi 3. Corect. 5 puncte. Așa. 2, da. Rezolvați ecuația. Rezolvați. La sfârșit spuneți câte puncte luați. Da. 5 puncte punem. Da, 5 puncte. Rezolvați ecuația. 2 pe lângă x plus 1, minus 6, egal cu 4. Egal cu 4. Minus 6 egal cu 4. Da. Vorbește Daria. 2x plus 2 este egal cu 10. 2x plus 2. Egal cu 10. Egal cu 10. 2x egal cu 8. X egal cu 2x 10. Egal cu 8. 2x egal cu 8. 2x egal cu... Gata. Păi 10. Gata, e corect. Ce face? Acolo trebuie să spunem de 16. De 6, de 4, 10. Da. Așa. Apoi 2 x egal cu 8 și x egal cu 4. 3. 5 puncte. 5 puncte. Și capitolul 3. Comparați numerele. Comparați numerele. A egal cu 7 la a doua. Și B egal cu 2 la a treia, totul la a doua. B egal cu 2 la a treia. Davide, tu ești. Hai. Hai. Câte unul fiecare? 6 la a doua. Deci la A egal cu la 6 la a doua, umbri la el, ce faci? Da, calculez. Dar n-ai să faci. Adică 36 la el să faci. 36, bun. Da. Și B, B egal cu? Și B egal cu? Fiecare la 8. 2 la 8. Dacă nu iau, iau așa 2 la 3 care e 8. 2 la 8. 2 la 6. 2 la 6. 2 la 6 ar fi fost. 3 ori 2. 2 la 6, da. 2 la 3, 8 la 2, 8 la 2. 8 la 2, 8 ori 8. 64. Așa, adică ăsta este 2 la cât am? 3 ori 2, 6. Dar noi puteam să facem că 6 la a doua, căsuță 2 la 6, avem exponenția aceeași să covarăm cu alții. Păi cum se face 2 la 6 aici? 2 la 6 și cu 6 la a doua trebuie calculați că 2 la 6 e un număr 64. Păi și care e mai mare? B este B. B e mai mare ca A. B mai mare ca A. Deci... 5 puncte. Observăm că trebuia neapărat ca lucra. Nu puteai să ziceva. 5 puncte, da? 5, 4. Aflați cubul numărului 4. Eu? Da. 4. Numărului 4. Numărului 4. 4. Ce înseamnă cubul numărului 4? Mâna jos, Daniel, mă gândim la fiecare. Da. 4 la 3. Deci, 4 la a 3 egal cu 64. Termina, da? 5 puncte. Te pune? Da. 5. Găsiți succesorul. Găsiți succesorul. Numărul. Număr. 18 minus 5 ori 3. 18 minus 5 ori 3. Eu? Tu, da. 18 minus 15 este egal cu 3. Da. Succesorul său este 4. Da. Succesorul. 5 puncte. Succesorul. Pe bine. Păi nu știu de ce așa teza asta. Asta e. Dar de câte puncte trebuie să luăm 100 sau 5? Imediat vă zic, am greșit. 6. 6. La împărțirea unui număr natural cu 7. Deci a împărțit la 7. Se obțin câtul și restul egale cu 5. Câtul egal cu restul egal cu 5. Aflați de împărțitul. A egal cu 5. Hai, David. Trebuie să împărțim restul. Trebuie să împărțim. A este egal cu 7 ori 5 plus 5.
7 ori 5 plus 5. Aflați suma tuturor numerelor naturale. Tuturor numerelor naturale care împărțite la 4. Așa încât numerul natural e suma aia, suma împărțită la 4, dau câtul egal cu restul. Așa încât n împărțit la 4 conduc la câtul egal cu restul. Câtul egal cu restul. Și pe urmă le găsim pe toate și prin sumă. Asta vreți spune autorul. Da. Da. Care e calitatea asta? Eu? Da. Scrie teorema împărțirii. Sigur că da. Nu e egal. N egal cu 4 orice plus R. După ce aflăm numerele de stele. Egal cu el, da. Și plus R. Și avem în datele problemei că câtul este egal cu restul. Deci eu mă gândesc spun cât. Da. Și egal mai departe cu 4 C plus C. Și face? C plus C. 6 C. 5 C. 5 C. Deci n e de forma n egal cu 5C. Și acum înlocuim. Este de 5C. Cam ce înțelegi tu prin 5C? 5 cât? Cât? 5 ori un cât. Nu știm câtul. Câtul acesta ce fel de număr poate să fie? Par sau nu par? Nu. Natural. Deci asta trebuie să precizăm. Ce? A face numărul natural. De ce nu poate să fie 0? Ce motiv avem? Pentru că ar fi 0 împărțit la 4, egal cu 0. Dacă ce, nu poate să fie 0. Dacă ce poate să fie 0? Nu poate să fie? Nu. De ce? Pentru că 0 nu se împărțit la niciun număr. Păi dar nu e vorba de împărțit pe 0. Nu e împărțit pe 0? Dacă ar fi 0, n... Păi, dar merge cu ce? Am zis eu ce număr natural și povestesc. Dacă poate să fie din el sau este stelat. Suntem într-un, într-o discuție acum. Ce poate să fie 5? Pe 0? Nu, pentru că ar fi... De ce? Argumentează, da? N egal 5, adică 5 de 0. N egal cu 5 ori 0 și cât face 5 ori 0? 0. Și atunci n egal cu 0 nu se poate? Nu. Din ce motiv? Pentru că 0 ori 5 este 0. Păi 0 ori un C face 0. Și atunci ce înseamnă asta? Ce supărare ai tu? De ce nu poate să fie? De ce el nu poate să fie 0? Zi, el nu poate să fie 0. Adică el poate să fie 0. Pentru că 0 poate să se împarte la un număr. Un număr nu poate să fie împărțit. Asta e. Deci dacă ar fi problema împărțitorului să fie 0. Da? Deci împărțitorul să fie 0. Ori împărțitorul este cât aici? 4. Deci toată discuția este că împărțitorul este 4. Și putem vorbi de C egal cu... Da, din datele problemele ne dăm seama că restul este mai mic ca 4. Deci restul e mai mic decât 4, da? Și care e discuția? Da, restul e mai mic decât 4. Restul și câtul aparține mulțimii 0, 1, 2 și 3. Asta e foarte important. Deci, noi ne-am grăbit, am scris asta și am scăpat de vedere că restul e mai mic decât 4. Și atunci restul poate să fie egal, aparține mulțimii, poftim vorbește, 0. 0, 1, 2, 3 și 3. Și 3. Și restul sau restul e egal cu câtul, nu? Da. Restul e egal cu câtul. Deci câtul ce valori în relația asta primește? Ce valori primește? 0, 1, 2 și 3. Și atunci avem. Pentru ce e egal cu 0? Rezultă că arată 5 ori 0 și e egal cu 0. Da. Nu 1, hai să zicem, prima valoare. Pentru ce e egal cu 1? Rezultă că n... Pentru ce e egal cu 1, rezultă că e în 2, a doua valoare. 2 egal cu 5 ori 1 plus 1. 5 ori 1, atât.
5 ori, că a fost adunat 4 ori 1 plus 1. 5 ori 1 asta, de forma asta este. Aici e mă cu limba. 5 ori 1 e egal cu 5. Apoi, pentru ce e egal cu 2, înseamnă că e 3, este egal cu 5 ori 2, da. Care e 10. Așa. Pentru ce e egal cu 3 rezultă N4 egal cu 5. 3 egal cu... Cât face? 5. 5 ori 3 și egal cu 15. Suma este? 30. Este a numerelor 0, apoi 5, 0 plus 5. 0 plus 5. Plus 10 plus... Asta trebuie. Eu am scris direct. Face 30. Este important să îi vedem de toate numerele. Ce a fost esențial aici? Să scrim termenul împărțit de corect. Da, și să-ți dai seama că restul trebuie să fie mai mic decât 4. Foarte. Inclusiv 0. Da. Pentru că acum ce aparține lui el, puteam să fie oricât de mare. Eu trebuia să-l opresc pe ce? Unde? La ce va mare maxim? La 3, pentru că... Deci aici observația asta a fost cel mai mic decât aici. Și atunci am venit repede toate numele este. Da, vede? S-a înțeles? Da. Deci trebuie împărțirii cu rest și asta am cam scăpat de vedere. Ne-am gândit repede. Hai să recunoaștem așa. Da, da, nu puteam să lucrăm fără, oricum ne-am s-au de, spus de, și ne seama că nu puteam, că puteam să finalizăm ieșițul. Fără să pui că restul până la 3? Am nu puteam să faci o referență. Să și fără N egal cu 5. Pentru fără N egal cu 5, ce? Scrie că am împărțit, am N împărțit la 4 egal cu 0 și la 3 egal cu 0. Eu mă gândit că N împărțit la 4 egal cu 0. Adică eu am făcut așa, N împărțit la 4 să fie 0 ori 0, N egal cu 0. N împărțit la 4 să fie egal cu 1 ori 1, N egal cu 5. Da, și așa. Dar nu ți se pare că este o lucră. E mai ușor așa? E inutilă? Exact. Deci tu ai zis ce am zis că ce egal cu el și 5 ce? 5 ce? Și de acum ce o care e limită 3 și atunci am să fac o știți cum e la ce seamănă profesor? Cum? Că e nemultiplu de 5. Cum? E nemultiplu de 5. Sigur că da. O altă observație este asta, e nemultiplu de 5, dar ce nu trebuie să fii până în 3? Asta e foarte important. Mergem mai departe. Fie mulțimea mare egală cu toți din 5 din N-stelat. N-stelat. Da. Cu proprietatea x îl divide pe 2. X divide pe 2. Se divide. X se divide. 3 puncte. Da. Așa. Așa. Și X mai mic egal ca 7. X mai mic egal ca 7. Mulțimea B mare egală cu toți X și din N. B mare o altă mulțime, toți X și din N. Cu proprietatea X se divide, 6 se divide la X. 6 se divide la X. La X. Calculați A intersectat cu B. Să vedem a intersectat cu B egal semn, a intersectat cu B egal semn întrebare. Așa. Păi pentru A mare. Pentru A mare o să fie X va trebui să fie un număr par. Ca să se divide de la egal. Da, trebuie să fie un număr par. Da. Și schimba X sau egal cu 7. Cât poate să fie X? X poate să fie 0, 2, 4, 6. Da. Că trebuie să se divide. 0 să se divide la 2. Da. Apoi 2. Spune, spune autorul. A, spune înstelat. Înstelat. Deci o să fie 2, 4 și 6. Da. 2, 4 și 6. A o să fie egală cu numele 2, 4 și 6. Mulțimea B o să fie egală. Numele care se divid la... Adică 6 trebuie să-l dividă pe X. Și azi înseamnă că există un tip de 6. Divizor. Divizor. Apare un divizor, chiar am grijă. Așa, așa. De 6, dacă se divide X, se divide divizor. Al 6. Deci autorul ne spune divizorii lui 6. Da. Și poate să poate să fie 1, 2, 3. 0 și 0. Fără 0, că în 6 împărțit la 0. Asta e. Niciodată 0. Da. Aici este problema. Da, da. Deci n-ai voie să fie 0. Așadar, vei că informația din 1, 2, 3 și 6. Toți divizorii în 6, cum să ne spunem 20 de ori 6, ne spunem da. Varianta asta. 1, 2, 3 și 6. Și atunci A, intersectat cu B. Hai să facem noi toate. Are unii cu B.
Are unit cu B o să fie egal cu 2, 4, 6, 1 și 3. Așa. A intersectat cu B? A intersectat cu B o să fie egal cu 2 și 6. 2 și 6. Și A minus B? A minus B este egal cu 4. Iar B minus A? B minus A o să fie egal cu 1 și 3. 1 și 3. Am văzut astfel toate operațiile așa. 10 puncte. Dacă vă dădeam A minus B, A minus B egal cu mulțimea 4, B minus A egal cu mulțimea 1 și 3, cine sunt A și B? Da, există problema, este posibil. Da? Deci invers fac problema. V-am dat că A minus B egal cu 4, da. B minus A egal cu 1 și 3, cine sunt A și B? Pot spune eu? Te rog. Păi, 4, dacă A minus B egal 4, înseamnă că 4 nu se va găsi în B, ci doar în A. Obligatoriu, da. Neapărat în A. Atunci, da. În A punem 4. Da. Apoi trecem la B. B minus A egal 1 și 3, înseamnă că în B o să fie 1 și 3 și în A nu. Obligatoriu 1 și 3, fără să fie și în... Acum nu ne mai spune nimic, așa că în afară de 1, 3 și 4, le punem la A, o să-l punem pe 2 și pe 6. Asta ca să ajungă în mulțime de înainte? Nu, asta ca să rezolv problema. În momentul de față, nu, dacă mi-am dat și reuniunea, atenție. Păi de-aia s-a uitat acolo. Deci, hai să zicem că nu aș fi și reuniunea. De fapt, nu m-am uitat la reuniune, m-am uitat la ce trebuie să avea. Nu, dau eu. Știu și reuniunea, da? Și atunci, în reuniune, de ce elemente sunt acestea? Da, acum... Dacă aș reuni așa, nu mi-am dat acoperit. Nu. Deci, în anul trebuie să fie 1 și 3, așa că rămâne 2 și 6. 2 și 6 adaug, da? Da. 2 și 6. Toată lumea e de acord? Da. Ca așa. În an să fie 2 și 6? Da. Și în cât B... este acum A minus B? A minus B o să fie 4, 2 și 6. Păi, eram la 4. Ce facem? Mhm. A, păi trebuie să-i punem și noi B. Asta e. Deci fiindcă stricăm... Noi B nu trebuie să-i punem lui 4, deci dar putem să spunem tot așa 2 și 6. 2 și 6, pentru că acum A minus B face numai 4, punem tot da. Ce este din așa. Și B minus A face 1 și 3. Așa, da. Așa. Deci când avem reuniunea și avem A minus B, B minus A, treaba merge foarte bine. Că mai sunt elemente pe care le adăugăm, dar le punem și colo și colo ca să fie treaba bună. Corect, aș înțeleg. Cât există? 10 puncte. Până 11, mai avem 3. Așa, 10? 9. 9, dar nu. Diferența două numere este 7. Deci A minus B egal cu 7. Iar unul dintre ele este dublul celuilalt. Unul dintre ele este dublul celuilalt. Care e unul dintre ele? Adică A. De ce A? Pentru că e mai mare. Deci A egal 2 ori B. Aflați produsul numerelor. A ori B. A ori B egal cu 5. Vom înlocui. Da. 2B minus B egal cu 7. Da, uite 2B. Deci vine 2B. Minus B. Da. Egal cu 7. Da. B este egal cu 7. De unde rezultă că B egal cu 7. Și dacă B-ul egal cu 7, A-ul va fi cât? A-ul va fi 7 cu 7, A va fi 14. Și atunci A-ul B? Și A-ul B. Ați dat ceva. 14 ori 7 este egal cu 7 ori 4. 98. 98. Așa vă dați și vouă? Da. 10. 2. Hai, Darius, hai, termin. 9. 9. 10. Cine la manșă? Dar știm că A ori B egal cu 2019. Deci știm că A ori B egal cu 2019. Da. Și A ori C egal cu 2019. 2019. Calculați A pe lângă B minus C. De aici calculăm să vedem A pe lângă B minus C. Păi dar asta e foarte simplu. Pșt, nu ești la manșă. Un pic de detalii. Da. E Darius. Păi, vedem că A nu sunt egali.
un astfel de egal. Există au și încolo și colo, da? Ce-ți vine în minte? Fac 2A. 2A. Adică ce vrei să faci? Se adună. Se adună. Se adună. Și îi zași cu a fac 2A. Vreau să fie un pic atent. Că noi nu avem. Nu adunarea ar trebui să facem în cele două relații. Ce să facem? Nu. Uite-te la relația care noi. Hai să o prelucrăm un pic. Să dezvoltăm aici. Cât ar fi aici, dacă desfacem partea asta de la? Deci A ori B? Așa. A ori B. A ori B? A ori B. Minus A ori B minus B orice. Minus? B A orice. Asta e, mă. Minus A orice. Și acum? Și acum? Și acum? Și acum ce faci? Păi A, vedem A ori B egal 12 și A orice egal 12. Deci? Putem să locuim, da? Cu A ori B, așa își face 0. Așa 2019, 2019, am pus 0. Deci, dacă ne-am să spunem și că, să zicem că A e aceleași, B și C sunt egale în momentul de față și să spunem că B și C sunt egale. B și C sunt egale, pentru că același număr înmulțit cu un număr o să fie egal cu 2019, adică A este același. Exact. Păi B și C sunt tot aceleași. Adică să poți să spui că B minus C este egal cu 0, pentru că numărul minus C. Da, dar îți multe vorbă. Foarte simplu. Distributivitatea a fost aplică. Și A ori B știi, A ori C o știm și a făcut calculul. Da? Deci, observăm că nu știu ce și nu știu cum. Nu poți să spui observăm că nu știu. Ce pus și simplu. Foarte repede, așa. Da? Deci, bun, 11. Fiecare din cei 24 de elevi ai unei clase știe cel puțin o limbă străină. Fiecare elev al unei clase știe cel puțin o limbă străină. Cunoscând că 16 elevi știu limba engleză. 14 engleza. Știu engleza. 14 știu limba franceză. Sunt 24 de elevi, nu 12. 24, da? Elevi. Asta e punctul problemă. Deci 24 sunt. Elevi în clasă, da. Știu cel puțin o limbă străină. Cunoscând că 16 elevi știu engleza, 14 elevi știu franceza, calculați. Amic. Atunci. Câți elevi știu ambele limbi? Păi facem 16 plus 14, care o să dea 30. Facem 30 minus 24, care o să fie 6 elevi, care știu ambele limbi. Da. Deci m-ai gândit? 16 cu 14. Adică cei care știu franceza și cei care știu engleza ne-au adunat și acestea sunt toți la un loc. Dar am observat că dă mai mult decât numărul nostru de elevi, așa că am scăzut și mi-am dat numărul de elevi care știu și franceza și engleza. Exact, 6. Nimeni. 30. Bine că aștept. 5 puncte. Așa. 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 La. Deci, ambele, da? Benic, câți elevi știu numai limba engleză? Pe bune? Deci... Câți elevi știu numai limba engleză? 16. Deci, ia uite, 16 știu engleză, dar 6 știu ambele limbi. Da, dar sunt care știu doar. Da. Cunoscând că 16 elevi știu limba engleză. Da, păi 16 elevi. Nu doar elevi. 22. Da, 22. 22. Păi da, că trebuie să știi, dar și eu așa să știu ambele. Și eu sunt la mare așa, așa că lăsați-mă pe mine să vă. Da. Bravo, Dorin. Deci, sunt 6 elevi care știu ambele limbi în această clasă. Sunt 24 de elevi în clasă. Face 24 minus 6. Adică cei care știu ambele limbi. Care 24 minus 6 dă 18. Și 18 și acum nu știu ce să fac. Mai citesc o dată. Mai citesc o dată, nici eu n-aș întrebi. Fiecare din cei 24 de elevi ai unei clase știe cel puțin o limbă străină. Da. Cunoscând că 16 elevi știu limba engleză... Stop. 16 engleză. Da. Hai departe. Și 14 elevi știu limba franceză. Calculați. Câți elevi știu numai engleză?
Păi, câte limbi în engleză? Sunt 6, da, care știu ambele limbi. Numai engleză, numai. Adică nu știu și franceză. 16. Adică 16. Da, nu, pentru că din acești 16 sunt segmente. Din acești 16 elevi și din acei 14, 6 dintre ei știu ambele limbi. Spune numai engleză. Dar nu mai la mare, ok, vă rog frumos. Nu zici, deci cunoscând că 16 elevi știu limba engleză. Păi ai spus numai acum spui în doar engleză. Nu, dar n-am spus aici că numai engleză. Știu engleză. Știu limba engleză. 16 dintre ei. Și la B, uite, calculați, câți elevi știu numai limba engleză? A, păi sunt 16 elevi care cunosc engleză, la B. Și la C sunt cei care cunosc. Atenție, nu ești atent la noanță. Deci, în ipoteza e 16 care pot ține engleza. Dar problema te întreabă să vezi cât știu numai engleză. Asta la ce? Că la nu, dragă, la B. Câte elevi știu numai limba engleză? Nu știu numai engleză. Numai engleză. Dar nu pot să fie 16. Pentru că dacă sunt 16, 16 dintre ei, acești 16, câțiva dintre ei știu ambele. Asta e. Ok? Deci? Nu sunt 10. Păi, unii dintre ei pot să știe și franceză. 16 care știu engleză și ăia 6 care vorbesc ambele limbi, dă deoparte. Bă, dar e așa. Pentru că numai engleză. Dar lasă puțin că vreți. Gădește. Nu înțeleg ce vrei să zici. Deci, hai să repetă. Deci, în clasă, da? Toți cei 24 știu cel puțin o limbă. Da. Adică poți să existe și unii care știu două limbă. Da, corect. Când spune cel puțin o limbă ca nuanță, sunt și cei care știu două limbi. Păi uitați-vă, și 16 știu engleză, dar nu spune că 16 știu numai engleză. Da, da. Spune că 16 știu. 14 știu franceză, dar nu înseamnă că 14 știu numai franceză. Da. Ei bine, am vorbit prima parte, destul de frumos. Și am zis, dacă știu 16 engleză, 14 franceză, în total am văzut că sunt 30, cum sunt 24 din clasă, 6 dintre cei 24 știu ambele limbi. Acum, cât știu numai engleză? Deci nu numai. Din aia 16, 6 știu numai, știu două limbi. Asta. Așa. Și dacă ești 16, scădem pe cei 6, cei la 10 ca știu numai engleză. Numai engleză. Corect. Hai, atenție, da. Aici a mers bine el. Câte puncte are pe? Deci, 16. 16 din engleză, minus 6, ca știu de ambele, fac 10. Numai engleză. Numai. Ce mă minte de aia ce treci? Ba da, o să dar până la urmă. Până la urmă? N-am știut, dar n-am știut niciun puncte direct. Bă, fiți corect, n-am știut, dar darul-ți până la urmă. Sigur, da. Se dare să la urmă, mai dare să-și pune 5 puncte. 16 minus 6 egal 10. Ești corect. Deci numai engleză. Da. Și ce? Numai franceză. Exact. Și ce? Îți okay, numai franceză? Da. Și numai franceză? Da, fii la mai. Bă, da. Eu sunt la manșă. Păi da, el are și ce? Dar fii la decât unul. Da. Adică eu. Adică tu ești la manșă. Zic. Da, fain. 14 minus 6. Gata, s-a prins. S-a prins. 14 minus 6, 8. Deci, care știu numai franceză. 5 puncte. Încă dacă n-ai prins la primul, mai e 16. 14. Fără cum bine. 6 egal cu... Acum calculăm. Da. Avem telefon. Numai... 5. Hai, Daria, că nu mai ai 95. 95. Nu, este adevărat. Acum să urcăm un pic. Subiectul este făcut. Hai să vedem... Imediat, Daria, hai să discutăm. Zic că a fost prea ușor. Prea ușor. De aceea îl încapul. Niște chestiuni mai interesante. Hai să vedem. Cum calculați și mai ies? Egală cu... 1 ori 2. Plus 2 ori 3. Plus 3 ori 4. Plus 4 ori 5. Plus puncte puncte. Plus 99 ori 100. Că bine, dacă v-am dat-o, suntem cum o facem. Deci mergem pe ideea că parcă ați mai auzit-o undeva. Să vedem cum faceți. Mulțim cu 2. Mulțim cu 2, Daria. Nu, dar tu asta s-a scris. Deci aici trebuia să ne ducem la
succesorul numărului 4, care o să dea 5, și succesorul numărului 3, care o să dea 4. Și ne gândim că ne-ar fi. Cum calculăm? Așa se spune. Un număr deștept. Un număr deștept, da, care să... Trebuie ne... numărul deștept. Deci da. Ne duceam la succesorul unui număr și apoi la... 2? Nu. Ne duceam la succesorul unui număr și... Adică te opresc la ăsta. Da, ok. Deci mă opresc la ăla și fac succesorul lui 5, care ar fi 6. Minus succesorul... Nu, sau... Succesorul lui... Succesorului... Deci e vorba de succesorul lui 5-6. Da, 6 minus succesorul. Eu? 3. L-aș putea să scriu pe 3 ca 4 minus 1. Pe 3. La 2 ori 3. Să scriu pe 3 ca 4 minus 1. Deci 4 minus 1. Pe 3 ăsta. Da, și pe 4 următor să scriu ca 5 minus 1. 5 minus 1. Pe 4 următor să scriu pe 5. Da. Pe 4 următor pe ăsta deja. Da. Pe 5 să scriu ca 6 minus 1. Și la final o să scriu 99. Ia mai ia, umbletul. E ceva, vrei să scriu, dar vrei că... Dar și tu, dar te-ai dus la succesor, dar da, nu prins ceva. Și predecesorul mai. Da? No. Predecesorul de 4. Adică ar fi 6 minus 3, care o să înmulțim cu 3. Ar fi cu 3, da? Da, o să înmulțim cu 3. Dar aici e să vedem aici ce facem. Aici o să fie succesorul de 4, 5 minus 2, tot 3. Oh, apare 3-ul. Nevoie de 3 să-i impunem. Da, deci trebuie să înmulțim toată aceasta cu 3. Asta. Și o să fie 1 ori 2 ori 3. Și atunci zicem 3 este. 3 este egal cu 1 ori 2 ori 3, da. Plus 2 ori 3 ori 3, plus 3 ori 3. Hai să vedem că atât 3-ul de aur. 3-ul de aur, de text, de o trebuie. Așa, plus 3 ori 4 ori 3, plus 4 ori 5 ori 3, plus puncte, plus 99 ori 100 ori 3. Ori 100 și ori 3. Și acum, Davide, hai să te văd acum. 3-ul ăsta cum se scrie? 3-ul ăsta. 3-ul ăsta să scriem ca fiind? 4-1. Nu umblăm deloc aia, lăsăm așa. 1, 2, 3, că sunt foarte bine așezați. 3-ul ăsta să luăm. Pe ăsta cum să scrie? Scrie 4. 4 minus? 2. 4 minus 1. Deci, grupa asta, o loc de bază, și o scriem în loc de 3, 4, adică succesorul lui 3, minus 1, care e predecesorul lui 2. Deci o să scriem 1 ori 2 ori 3, lăsăm așa, plus 2 ori 3 ori, dacă desăți bine, în paranteză, 4 minus 1, plus 3 ori 4, înmulțit cu... Aici cât e loc de 3 ori? Bun, da. Aici o să fie 5 minus 2. Asta-i. 5 minus 2. Apoi o să fie plus 4 ori 5 ori 6 minus 3. 6 minus 3, da, e Darius. E bine? În loc de 3 aici scrim 6 minus 3. Da. Pentru că trebuie să fie cum următorul. Apoi o să fie plus puncte. Așa. Plus 99 ori 100. Ori 101 minus 98. Și este egal cu... Acum, Davide, să facem paranteza, trec la marșă. 1 ori 2 ori 3 lăsăm așa. Plus. 1 ori 2 ori 3 plus 2 ori 3 ori 4. Ori 4 care 2 ori 3, nu mă interesează capul. 3 ori 4 minus
1 ori 3 ori 3. 1 ori 2 ori 3. 1 ori 2 ori 3. Se așezăm în ordinea care... Plus 2 ori 3 ori 5. Plus, nu, atenție, plus... 3 ori 4 ori 5. 3 ori 4 ori 5. Minus Darius. Minus 2 ori 3 ori 4. Plus Davide. 4 ori 5 ori 6. 4 ori 5 ori 6. Minus 3 ori 4 ori 5. Și plus puncte, puncte, plus Daria. Plus puncte, puncte, plus. 99 ori 100 ori 101. Corect. Minus Darius. Minus 101. Nu, 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 s-a terminat asta. Minus 98 ori 99 ori 100. Deci, practic, 98 ori 99 ori 100. Și cam mai departe cu? 1 ori 3 și anulească 1 ori 3. Și 2 ori 3 ori 4. Și 2 ori 3 ori 4. Și 3 ori 4 ori 5. Cu cine? Și tot așa și 5 și 4 ori 5 ușa să se înălătă. Și așa mai departe, ăsta cu minus la ăsta cu minus, pentru că o să vină. Vă dă și cel care rămâne să fie 99 ori 100 ori 101. 99 ori 100 ori 101. Și dacă ați înțeles exercițiul acesta... Dar e yes sau trăiesc? Să-l facem pe tine. Este trăiesc. Și acum, simplu yes, da? Poate bine. 99 ori 100 ori 101. Deci 3 este egal cu 99 ori 100 ori 101. Și din yes simplu e egal cu... Împărțim pe 3 să vedem aici. 99 acolo o să devine 33 ori 100 ori 101. Iată, am aflat suma respectivă. Și acum vă mai propun să calculați dacă ați înțeles. Facem sigur? Yes, nu? Yes egal cu, discutăm. Yes egal cu 1 ori 2 ori 3 plus 2 ori 3 ori 4 plus 3 ori 4 ori 5 plus așa mai departe, plus puncte, puncte plus 99 ori 98 99 ori 100 și ori 101. Te rog. Aici, când sunt cu trei numere, o să fie succesorul acela. Hai să vedem. Predecesorul acela. Deci, analizăm. Pentru aici, ce ați vrea să se întâmple? Adică acolo ar fi 5 minus 2 minus 1. 5 minus cât? Minus predecesorul 2. 5 minus 1. 5 minus 1. Adică că... 4. Ia să vedem mai încolo. Dacă se poate pe așa. Ia ce vedem aici. 6 minus 2, 4. 4? 4 e cea de ăștia. 4, 4 e cifra 4. De aur, care îmi face mie un serviciu foarte bun. Și atunci, imediat, îmi vine în minte să mă trezesc cu 4. 4. Și apare 4, yes. Egal cu 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Plus? 2, 3, 4, 4. 2, 3, 4, 4, 4. Plus 2, 4. Încă aveți 4 de aur, da? Da. De acum, plus 3 ori 4. 3 ori 4 ori 5 ori 4. Așa, ori 4. Plus, plus mai departe, de parte, 99 ori 100 ori 101 ori 4. 99 ori 100 ori 101 ori? Ori 4. Ori 4. Am mai 4 la prima relație de 4 de înseamnă la fel. Da. Adică deci 1, 2, 3, 4, 4, 4. 1 ori 2 ori 3 ori 4 plus 2 ori 3 ori 4 ori paranteză 5 minus 1 plus 3 ori 4 ori 5 ori paranteză 6 minus 2 plus puncte, 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 puncte 99 ori 100 ori 101 ori 101 ori paranteză 102 minus 98 98 da. Așa și face egal mai departe face egal mai departe
1, 2, 3. 1, 2, 3, ori 4, ori 5. 1, 2, ori 4, ori 5. Plus. 4, ori 5. Plus 1, ori... Plus 2, ori 3. 4, ori 4. Se scrie 4. A scris degeaba 5 ăla. Da. Așa, da, 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 foarte bine, foarte bine. 2 ori 3, să lăsăm, 2 ori 3 ori 4. 2 ori 3 ori 4. Pe lângă? Pe lângă. Dar nu mă puneți pe lângă. Ba da, din 4 să se scrie într-un fel. Dar nu l-ați scris deja? Acum să scrie. Ba l-ați scris acolo. Uitați, 5 prin sună. Da, 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 deci 2 ori 3 ori 4 ori 5. Minus 2 ori 3 ori 4 ori 1. Adică 1 ori 2 ori 3 ori 4. Da. Plus mai departe. 3 ori 4 ori 5 ori 6 minus 2 ori 3 ori 4 ori 5 așa plus, da, plus 7 99 ori 100 ori 101 ori 102 minus 99 nu, 98 99 ori 100 ori 101. Bun. Acum, ultima se anulează pe ultima. Uite așa, primul. Da, primul cu arul. 2, 3, 4, minus 2, 3, 4. Cine mai fi aici? Da. Ăsta cu minus pe cine o fi avut. Și rămâne 99. Așa. Ori 100. Ori 100. Ori 101. Ori 102. Astea sunt 4 ies, da? Da. Un simplu ies va fi egal. Va fi egal cu. 99 ori hai să împărțim pe 100 la 4, 25, corect. Ori 101. Corect. Ori 102 la 4. 102, nu? Păi nu mai împărțim pe 102, că dacă îi pătrim un singur factor, da, îl împarți. Că dacă și împarți la 4, 4, 4 fac 16. Atenție, când împărțim, nu e vorba de a prins la scădere. Și acum, repede o altă sumă. Suma este egal cu 3, plus 3 la a doua, plus 3 la a treia, plus 3 la a patra, plus puncte, puncte, plus 3 la puterea 2016. Să se arate că suma este, se divide la, la 13, că se divide la, deci am zis 13 odată, la 12, ia să vedem dacă este și la 13 și la, da, 40. Bun, îl putem face pe 3 în factor comun. De acord. Deci suma este la egal cu 3 pe lângă. 3 pe lângă 1 plus 3 plus 3 la 2 plus 3 la 3 da, plus puncte puncte 3 la 2015. De acord. Noi observăm ca să completăm suma mai avem nevoie să adăugăm 3 la 2016 și le scădem. Vrei să adunăm suma? Da, da. Corect. Deci adunăm și scădem un 3 la 2016. Așa, dar pot spune aici în paranteză, ca să nu mai scriu păcate. Deci plus 3 la 2016 minus 3 la 2016. Dar se înțelege ce s-a întâmplat? Da. Deci adun și scad, completez suma de mai sus. Iată, 3 plus 3 la 2 plus 3 la 3 plus 3 la 2016. Toată bucata asta așa. E suma. E suma de la început. Da. Și atunci avem acum S este egal cu 3 pe lângă. S plus 1 plus S. Da. Minus 3 la 2016. Așa. Scădem S cu S. Adică cum? Iesul ăsta e băgat în paranteză. Facem o distributivitatea. Aplicăm distributivitatea și echivalent cu asta. Este echivalent cu S egal cu 3 plus 3S 3 plus 3S minus 3 la 2017. 3 la 2017. Da, îți continuă tu. La 2017. Și acum o să dăm pe S. Așa. Minus S și va 0. 0 egal cu 3 plus 2S. Așa. Minus 3 la 2016. Corect. Continuă, te rog. Ce? Darius.
de echivalent. Așa. Egalitatea asta. Plus 3 la 2017. Corect. Adică aduni în stânga și dreapta 3 la 2017. Corect. Și face 3 la 3 la 2017 este egal cu 3 plus... Plus 2. 2 ies. Scădem un 3. Scădem un 3 la 1 metri, de acord. Cineva da 3 la 2016. 3 la puterea 2016 este egal cu 2S. 3 la 2016? Nu. Dacă împărțeai prin 3, să scade exponenții. Dar așa, tu ai zis cazul între 3. Deci rămâne așa, minus 3. Gravă greșeală. Da. Păi, dai voi să fac de râs? Păi da, suntem în fața camerei și așa greșeală nu mai facem. Dar nu numai ții spun asta, tuturor prietenilor noștri. Când ar fi fost adevărat? Dacă împărțeam cu 3, împărțim la 3, dar n-am cum să fac, e 3 plus. Deci, vezi că n-avem nicio șansă dar să vorbim. Dar dacă împărțit, da, am complicat. Atunci scădem un 3, da, deci nu se pune problema să împărțim. Și apare 3 la puterea 2016 minus 3 egal cu 2, yes. De unde e simplu? De unde e simplu? Este împărțim jumătatea printr-un 2. Corect. Da. Și va fi 3 la puterea 2017 minus 3 împărțit la 2. Totul de împărțit la 2. Întrebare. Credeți că se va împărți la 2? Foarte tare chestia asta. Voi credeți că se va împărți la 2? Păi, stați puțin, 2017 împărțit la 4. 2017 împărțit la 4 o să dea... Deci ne propune să aflăm ultima cifră aici. Da. Scădem 3 și vedem ce ultima cifră visăm. Ce bine ar fi ca ultima cifră să fie un număr par. Că atunci s-ar împărți la 2, nu? 5672 rest 1. Deci, hai să spunem și noi. Ați făcut voi și spuneți că 2017 împărțit la 3, împărțit la 4, îți dea 3 ori. 5 ori, 4 ori. 5 ori, 4 ori, domn profesor. 3 ori, 5 ori, 4 ori, împărțit la 3. 5 ori, 4 ori, plus 1. Plus 1. Așa că o să fie ultima cifră a fost acolo. Hai să scrim, să scrim așa. 3 la puterea 2017 va însemna 3 la 4 ori 504 plus 1. Plus 1, plus 1. Deci, ultima cifră este... De genul? Ultima cifră... Este un număr lung, deci aici va fi un număr... Cât va fi ultima cifră? 9. Sigur? 9, toată lumea, da? De acord? Am zis ceva și... Da? Vezi o secundă, Dania. Să vedem la bine? Să vedem să asumi bine răspunsul. O zi și 9 lete de după tine, nu-ți pasă aia. Da. Știi ce vă zic eu? Noi spus să împărțim chestia. Tu zici 7. Stai puțin, i-a spus să împărțim pe 504 la 4. Am făcut-o. Nu, n-ai împărțit o dată la 4. Da, nu. Nu am nicio răspuns. Păi, 4 plus 1. 4 cap plus 1. Adică tot voi trebuie să știți care este ultima cifră a lui 3 la multiplu de 4. 4 cap. 4 cap plus 1. 4 cap plus 1. Cine e ultima cifră? Păi, ultima cifră dar pe 4 cap. Da, plus 1. Da. Și... Se comportă ca? Nu, nu, 7. Aoleu, nu știu ultima cifra, uite. Nu, e 7, e 7, e 7, e 7, e 7, e 7. Doamne, bravo, ce deștept sunteți. Dar de ce 7? Hai să vedem, de ce 7? Și de unde 7? Are rost, de unde v-ați făcut doar 7? Știi, de ce făceam niște puteri al lui 3? 3 la 1, 3 la 2, 3 la 3? Bun, bun, așa nu știu, uite, vezi, mai bine decât să ne pronunțăm. O secundă, nu e 7. De ce să nu... Aha, bună ziua. Păi da, eu am spus... E ca 3 la 1. Păi ați zis 9, ați zis 7, nu ați zis 3. Păi da, ia. Uite ce a propus ea. Hai să facem 3 la 1. Cât este 3 la 1? 3. 3. 3 la 2? 9. 9. 3 la 3? 27. 27. 3 la 4? 81. 81. Iată. Când e la multiplu de 4, se termină în... Adică 4 ca. Când e la multiplu de 4, deci asta înseamnă 3 la 4 ca egal cu număr lung
Ultima cifră este 1. Da. Aici, 3 la puterea 4K plus 3, că restul împărțirii este 3, deci 3 la 4K plus 3 înseamnă un număr lung. Ultima cifră, cât este ultima cifră? 7. Din pace va fi un 3 la puterea 4K plus 2 și va fi un număr lung, iar ultima cifră este 9. Da? Și în sfârșit aici vom avea 3 la puterea 4K plus 1 și atunci ultima cifră este 3. Da? Noi suntem la 4K plus 1. Noi suntem la 4K plus 1. Adică 4 oricevă, dar ea? Plus 1. Deci este un număr. Ultima cifră este 3. 3. Și când ne ducem în calcul, atunci S va fi așa. S va fi egal cu puncte puncte 0, puncte puncte 3. 3 minus 3, care face, face în calcul, 0. Așa, totul de învățit la 2, și egal cu un număr care are ultima cifră 0, care se împarte la 2. Împarte la 2? Adevărat. Adică se divide la 2. Hai să zicem, se divide la 2. Vorbeam 3 puncte. Și iată că numărul este un număr natural. Da. Deci nu avem niciun risc. Nu putem spune că suntem într-o situație dificilă. Dar asta e suma. Însă nu trebuie să arătăm că suma se divide la 13. Aici asta e faza. Deci, știți ce ar fi nașpa? La 12 și la 14 se divide. Cum? Pentru că dacă se divide la 2, o se va divide și la 40 și la 12. Da, e sigur? La 2, da, mai la 2. Dar în 40 cu 1 se 5. Cât? Da, în 40 se află 5. Și noi nu știm despre 5. Se află și 8. 8 și 5 la 40. Deci iată că problema devine complicată. Am dar să lăsăm asta. La 13. La 13 ar trebui să aflăm toate cifrele, să le adunăm și să vedem dacă nu sunt pentru că 13 nu e aceeași fază. Altă idee. Sărbători. Mulțumesc. Nu prea sărbători, dar hai. Da, trebuie să luați ceva. În seara asta puteți să fiți un gen fiert. Dar să știți că n-am vrut putem prin consultă. Nu, profesor, putem să scriem de 3 ca fiind 10 plus 3 și am împărțit mai întâi la 10 și spre 0. Pe 10 părate? Da, da, da. Și ne-am mai 3. Și nu s-ar împărți la 3. Dar nu știu ce s-ar împărți la 3. Copii, hai să visăm ce bine ar fi dacă i-am putea grupa așa, scoate un 13 dintr-o echipă, apoi un 13 din altceva, îmi da pe 13 în factor comun, și ar apare 13. Dacă ar fi multiplu de 13, atunci problema ar fi corectă. S-ar divide la 13. Dar cum să facem un rost de 13? N-am putea să scriem. Mai scriu la tema asta ca să vadă mai clar. Să facem 10 plus 3. Da. Mai scriu o dată că aceea e plusul. Așa. Un pic din curcă, domnule. Să ștergem cu și să mai șterg, nu știu, nu se poate să mă șterg așa ca să înțeleagă și ei. Că nici nu mai știu. Uitați, nici nu știu cum să fac. Să se numai așa. Să se numai așa. Nu mai știu. Hai să scriu. Haideți să mai scrieți o dată. Da. Trei a dat în factor comun. Deci s-a dat 3 la acela în factor comun. Factor comun a rămas 3 S. Ia să vedem. Acum vă scriu un pic. Deci mai era o dată. Da, ca să vedeți. Mai clar, că noi acolo ne-am jucat cu calculul sumei. De-aia m-a dumneavoastră scăzut acolo. Dar să vede că în final nu ne ajută. I-am lăsat treaba asta ca un antrenament la ceea ce înseamnă calculul sumei acelea. Dar acum să vedem și să vedem cum arătăm să divizăm. Deci, vedeți, ne construim în mintea noastră ideea de lucru. Deci spunem, ce bine ar fi să apară dintr-o echipă în pată, să apară un 13, cum 13, dăm un 13 factor comun, apare factorul 13. Atunci, totul e perfect. Păi am înțeles. Deci, la sumă... Ia să vă iau din nou. Egal cu 3, pentru că așa spune. 3... Pe lângă 1... Îți faceți 3 S, 3 S, domnul profesor. Păi, 3 S, mulțumesc totul cu 3. Nu, am numerat 3 S. Păi, tu sunt mai sus. Acum a dat, băi, pe 3 factor comun, da? Da, da. Haide, ce rămâne? 3 la 1. 1 plus 3 plus 3 plus 3 la
2 plus 3 la 3 plus puncte, puncte, 3 la 2015. Păi, iată. Eu, profesor, m-aș gândi să cuprez câteva dintre grupa de câte 3. Ca să-mi de... Câteva nume. Grupa de câte 3. 3 la 2, 3 la 1 și 1 la ce la 2. Noi am făcut... Foarte. Excelent. Super. 1 și cu 3 la 1 și cu 3 la 2. Fac 13. 9 și cu 3, 12 și cu 13. Deci de echipajul este un ieșit. 9. Ești tu 13. Păi scriu 3 la 3 plus 3 la 4 plus 3 la 5, pentru că mă pregășe ăla. Deci facem echipajul 3 la 3, 3 la 4, 3 la 4 și 3 la 5. Ce să facem din ăștia? Din aceștia... 3 la 3. Putem să scoatem un factor comun. Vrei să-l calculăm 3 la 3 și 3 la 4? Putem să scoatem factor comun pe 33. Pe 3 la 3 a fac. Pe 3 la 3 a. Să rămână 1. Deci scoatem 3 la 3 a de aici. Și va rămâne în paranteze. 1 plus 3 la 1 plus 3 la 2. 3 la 2. Și tot numele din față. Da. Și până la puncte, puncte. Hai să vedem și pe următorul. Hai să vedem și pe Davide, care e următorul. Davide, te rog. Plus 3 la 6, plus 3 la 7, plus 3 la 8. Plus 3 la 8. Poți să scopi 3 la 6 în faptul comun. Așa. Și îmi va rămâne 1 plus 3 la 3 plus 3 la 2. Super. Deci câte 3, câte 3, câte 3. Înseamnă că stat un profesor, dar eu nici știu că aveți acolo un număr ca să-l împărțiți la 3. O să vedem. Păi nu există așa. Trebuie să știm. Dacă nu puteți să faceți grupajul ăsta, nu puteți să faceți acum asta. Dar și ultimii, dacă nu rămân 3 la sfârșit. Câți termeni aveți în paranteza? Sunt foarte trist. Păi câți termeni aveți în paranteza? 2015 împărțit la 13. Câți termeni ai în paranteza? Am 2015 de termeni. Dar de ce sunt 2015? Am 2016. Asta. Pentru că aveam și unul ăla. Exact. Da. Mă folosesc. Deci sunt 16 termeni. Sunt 2016 termeni. Care împărțit la 3, se pare de număr la cita la 3, 2016, pentru că 6 plus 1 plus 2, care se dea 9, dar nu se parte la 3. Ba da, cu... Doamne, nu e același lucru. Ia împărțit la bine. 2016. De ce să nu fie la 2016? E mica număr. Că el ne indică câte numere sunt de 3, câte în total. Sunt 2016, că am plecat de la 1. Davide, am plecat de la 1. I-am numărat și ăsta îmi spune câte numere sunt în total. 2016. Și toată problema mea este asta. Am eu șanse. Să-i grupez câte 3? Să-i grupez câte 3. Da. Se poate forma și ultima echipă tot de 3? Îl împărțim pe 2016. Asta îl împărțim pe 2016, care spune câți termeni sunt plecând la 1 da. Până la 2016. Sunt 2016 termeni. Împărțim pe 2016 la 3. Împărțim să faci exact? Da, da, se face exact, nu putem să facem. Sunt 673. Se divide exact pentru că 2016 este un număr. Pentru că suma cifrelor sale, 2 plus 1 plus 6, de nou. Face 9, care se împarte la 3. Corect. Deci 2000, iată, putem să spunem 2016, se divide la 3. La 3 și la 9, dacă tot discutăm. Suma cifrelor fac 9. Da. Și la 3 și la 9. Și acum continuăm și cu altul. Dragilor, înseamnă cu ultima echipă. Ultima echipă o să fie 2013, 2014 și 2015. Deci ies va arăta așa. Ies va arăta 3 pe lângă. Hai să vedem. 3 pe lângă. 1 plus 3 la 1 plus 3 la 1. Tot ăsta e 13. Plus. 13 plus. 3 la 3 ori 13. Plus 3 la 6 ori 13. Plus puncte punct ori 3 plus 1. Plus 3 la câta? Plus 3 la a 9 ori 13. Ar vrea și pe următorul. 3 la 12 ar plus 13. Ori 13. Ori 13. Plus ultimul echipaj. Plus puncte, puncte. Plus 3 la 2013. La 2000. La 2000. Stați. Nu, dar 2000. Pune picior din fața lui și picior din fața lui. 2014 și 2013. A zis bine, 2015. Deci 3 la 2000. O să fie 3 la 2000. 13 ori 13. 3 la puterea 2013.
13? Ori 13. Și acum ce 10 sunt? Acum îl scopi 13 în factor comun. Vedeți? Visul meu se împlinește. O să scopi 13 în factor comun. Și va fi 3 ori 13 pe lângă 3 la 3 plus 3 la 6. Pe lângă? Pe lângă 1 plus 3 la 3 plus 3 la 6 plus 3 la 9 plus puncte puncte plus 3 la 2013. Da. Și acest număr se divide la 13. Fiindcă apare factorul. Da, apare factorul 13 se divide la 13. Acum trebuie să facem să divide la 12. Să vedem la 12, că avem și problema asta, nu? La 12. O să facem echipe de câte două. Da. Adică? Dar nu stați două secunde. Da. O să facem echipe de câte două, fără unul. Păi la cea din față, inițial atunci. Așa și la suma de la aceea. Da, la aceea, pentru că o să fie... O să 3 plus 3 la 9 fac 12. Da, 3 plus 3 la 9 o să facă 12. Deci o să fie echipe de câte două, plus Cristina. Dar la poți? Poți yes. Faci? Păi da. Să vedem. 3 plus 3 la 2, prima echipă. Se poate face. Se poate face. Deoarece sunt 2016 termeni. Și 2016 împărțit la 2 se poate. Da. Plus 3 la 4, plus 3 la 5, plus 3 la 6, plus și așa mai departe, plus 3 la 2015, plus 3 la 2016. Plus 3 la 2016. Acum o să lăsăm 3 plus 3 la 2. Adică 12. Adică 12. 12. O să scriem. Suma este egală cu 12. Plus 3 la 3 ori 12. Scoatem de 3 la 3. Scoatem de 3 la 3. Darius. Eu nu sunt de acord, domnule. Ia stai. 3 la 3 în factor. Eu nu sunt de acord. Ba nu, pentru că o să dea... 3 la 3, da. O să fie 3 la 2. Nu, 3 la 2, 3 la 2, 3 la 2. Aici. 3 la 2. 3 la 2. Plus 3 la 2. Plus 3 la 2, pe lângă 2. Ori 3. 3 plus 3 la 2. A, bine. 2 la 2. Plus 3 la 4. O pe lângă 3 la 1, 3 plus 3 la 2, plus puncte puncte. Plus Davide, plus puncte puncte. Plus 3 la 2, plus puncte puncte, plus... Ultima echipă, atenție. Taci. Plus 3 la câta? 3 la... Ca să rămân în paranteze, 3 plus 3 la 2 avea. Ei, la 2014. Curaj! 3 la puterea 2014. Pe lângă 3 plus 3 la 2. Și egal. Da? Și egal cu? Și egal cu 12. 3 la 2 ori 12. Plus 3 la 4 ori 12. Plus puncte puncte. Plus 3 la 2014 ori 12. Îl scoate pe 12 în factor comun și acest număr se va... 3 la a... A 3 la 2014. 3 la puterea... 2014 ori 12. Acum dăm pe 12 în factor comun și scrie 12 pe lângă 1. Plus 3 la 2, plus 3 la 4, plus 3 la 2 în pare, așa. Plus puncte puncte plus 3 la 2014. Și acest număr se va divide la 12. Acum trebuie să facem să se divide la 40. Asta. Și în momentul acesta o să mai greu. Oricum, ne punem de nou mintea la treabă. Trebuie să credem în noi. Uitați-vă, ori la prima sumă, ori la a doua unde a dat factorul comun și vedeți ce grupați. La prima sumă mi-a dat, numai că mi-a dat un grupat de 4 numere, numai că mi-a dat 39 în 40. Da, nu e bun. Trebuie la a doua atunci. Mergem la a doua. Adică trei pe lângă. Faci un grupaj... Primele trei sus, acolo, erau 39. Acum mergem jos și erau pe primele 4. 4 aici, atent. Uite, un domn profesor. Cât erau? Da. Noi am făcut. Le-o să luăm primele 4, o să le luăm. Primele 3 cât erau? Stai secundă, dar de ce zici tu? Pentru că 3 la 3 e 27, plus 9, o să, plus 9... Dar noi am făcut 13 erau. Nu mai contește. Uite, 13 plus 27 este 40. Asta face 13 și 27. Deci asta facem de 4, facem de câte 4 și 2016 împărțit la 4 o să dea
504, deci parte. Deci avem siguranța că putem face echipele de câte 4. Și de aceea îi dăm dumneavoastră la finale să vorbește. S egal. 3 pe lângă. 3 pe lângă. Primul grupaj. Primul grupaj. 1. 1. Plus 3. Plus 3. Plus 3 la 2. Plus 3 la 3. Și este prima echipă, vă subliniez. Da. Plus următoarea. Plus 3 la 4. Plus 3 la 5. Da. Plus 3 la 6. Da. Plus 3 la 7. E altă echipă. Da. Plus mai strângă o echipă. A, da, e prima. Da, e prima. 3 la 8, plus da. 3 la 9, plus 3 la 10, plus 3 la 11. 3 la 11 și Daria, ultima echipă. Plus puncte, puncte, plus aici o să fie 3 la 2012. 3 la puterea 2012. Plus 3 la 2013, plus 3 la 2014, plus 3 la 2015. 2014. Acum 14 și plus 3 la puterea 2015. În momentul acesta o să scriem 3 pe lângă. 1 plus, adică acolo o să dea 40, 40 plus. Acolo îl vom da în față. Pe cine ca să nume? Apar 1 ăla. Pe 3 la 4. Pe 3 la 4. Uite. Pe 3 la 4. 1 vreau să obțin. Pe 3 la 4. Pe 3 la 4 a duce mâine. A, da, că am dat aici, le-am dat un factor. Păi vreau să obțin. 1 plus 3. 1 plus 3, plus 3 la 2, plus 3 la 3. Apoi, poate, dacă nu se scoate 3 la 8, am factor comun. Stai cu silenție. 1 pe 3 la 2. 3 plus 3 la 2. Plus 3 la 3. Plus 4 la 8. Plus 3 la 8. Plus 1. 1 plus 3. Plus 3 la 2. Plus 3 la 3. Deci plus 3 la 8. Scoateți pe 3 la 8, am factor comun. 1 plus 3. Plus 3 la 2, plus 3 la 3, plus puncte, puncte. Și așa. Îți pe 3 la 2. Darius, 2012. Darius. Plus 3 la 2012. Da. Pe lângă 3. Pe lângă? 1. Plus 3. Plus 3 la 2. Plus 3 la 3. Așa. Și egal mai departe, Davide, egal cu 3 pe lângă. 4 plus 3.